Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Minecraft Roleplay. Dacă îți place această serie, nu uita să apăsați butonul de like acolo, dacă vă place. Ce o să facem aici sunt... Nu, de fapt, nu e din asta, e din asta. E ok. Sunt aici la ferma aia de... Fermă, doamne, la mina de dirt. Am zis că o să fac un shop și vreau să vă mai explic câteva chestii. Am făcut acum 6.40 când mergi dimineața de sorry că n-a apărut clip la 7. O să vă fac aici un mic magazin să vă cumpărați de astea ce mâncare, diferite chestii, dacă vrei tu l-a construit, ceva te ajut, mă pricep, o leacă, băi, momentan n-am nevoie. Cred că atâta o să fie. Și limitez până aici. Nu foarte mare, nu trebuie ceva foarte mare, doar să puteți să vă cumpărați... mâncare, să nu vă mai duceți din partea cealaltă, în partea cealaltă a orașului, să vă luați ceva pâine sau mai știu eu ce, fac și aici, fiind să puteți să stați mai mult. Cu taxa, nu mai există taxa la 12 ore. Vestea bună e asta. Și acum, bine, după dați-vă cu părerea. Taxa e la 5 ore. O să ziceți, bă, cum mi-ai iei toți banii acum? Nu, 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 nu. Înainte, de exemplu, eu intram azi, mă jucam o oră. Mâine nu mai avem din bani, deoarece era taxa la 12 ore, dată la 12 ore mi-am luat 30 de euro. Acum, mă joc o oră, ies, nu mi-e din bani, mă mai joc și mâine o oră, nu mi-e din bani. Și tot așa, la 5 ore jucate îți ia, nu-ți mai ia doar așa cât te joci tu, dar el se ta la 12 ore, îți ia la 12 ore, nu. Acum îți ia bani cât te joci. Adică te-ai jucat 5 ore, să ai 5 ore pe server, bun, ți-am luat 30 de euro, bine, nu eu, Baltop, e acolo, tax bank-ul, îl observați acolo, la aia se duc toți banii din, nu știu cât am, bal, 96, uhu, numai, acum dacă scrieți, am scos un plugin, dacă scrieți money, tot la fel arată, nu știu dacă merge să scrieți money, dar asta e altă chestie. Am mai făcut... nu am mai făcut, am mai scos pluginul de 3DC. Foarte mulți au reușit să-l buguiască, câțiva care mi-au și zis. Și puteau să ia itemele de acolo. Aveau un inventar 15 bănuți de aia de aur. Și normal nu ai avea voie să iei de acolo, logic. Îmi păstrez itemele astea doar ce sunt itemele mele. Am primit un de-asta, bă. M-am dus la club și mi-a dat cineva un de-ala. Bun, deci în traducere am făcut tot. Și apropo, dacă mai vreți încă un episod din roleplay azi, pe lângă ce mai pun, hai să strângem cât mai multe like-uri și să strângem. Bine, eu acum o să fac asta, nu o să pun itemele la vânzare, adică nu o să le și pun. Că ar dura ceva, după mă apuc și o să mă joc, dar să fie așa ca un model și zic acolo sus în lucru. Sau găsesc eu, na. Nu asta e problema. O să îmi cumpăr niște hăinuțe. O, da. Trebuia să fac World Edit-ul. Era much simpler. Much simpler, da. De azi încolo, o să mă ocup de forum să puteți să vă angajați. Evident, trebuie să știți să rolați, nu o să angajez pe oricine, să nu aveți așteptări că ați lăsat cerere, mamă, gata, o să fiu angajat. Nu, nici de cum, nu o să fiți angajați. Dacă nu știți să rolați, dacă nu știți să vă comportați bine, dacă ați avut astea pe server, gen ați furat sau mai știu eu ce, la pește mă refer, nu o să fiți băgați. Deci vă zic de acum, dacă ați furat, puteți să vă luați adio și să nu mai faceți cerere, că o faceți degeaba. Ce ciudat e aici? Dacă tot punem, punem așa. Sau așa. Da. În fine, deci o să vă fac și aici un mic magazin de unde să vă cumpărați. Frumos, veniți aici, să nu vă mai duceți până în partea elaltă și aia e bun. Hai să șterg inventarul, dar arunc astea. Să vă arăt ceva ce probabil nu știați. Acum să vă împotzul ăsta. Sau poate mai e unul la suprafață? Nu. Bun, azi o să mai apară câteva chestii noi pe server. Opa.
Ai făcut shop-ul la mine de dirt? Încă nu. Deci azi o să mai aibă loc câteva de-astea schimbări, dacă o să fie lag, o să fie din cauza că dau reload, adică, nu, no, să ia plugin-ul, n-am mâncare. A, am astea, am energizantele, hai că sunt ok. Mă duc la primărie să-mi iau niște hăinuțe, le colorez și să vă arăt un loc care probabil nu mulți știți de el. Pe bune, atâta de ăsta. Bine, cred că are saturație ceva mai mare. Energizantul ăla. Probabil. Da, e și ceva mai scumpuț. Bine, dar astea sunt doar așa fancy-mancy, v-am zis atunci, nu e cine știe ce. Textura undeva pe diseară sau la următorul episod, în caz de o să mai vreți încă un episod azi de roleplay, adică dacă se strâng ceva mai multe like-uri, dacă nu se strâng e ok, eu tot o să postez alte clipuri și nu. Am blocat crafting-ul, bine, pe mine cred că mă lasă, nici ca operator nu mă mai lasă, plugin-ul ăla era puțin bugat, îți arăta un 0 în chat și tot, e lăsat să craftezi, acum l-am schimbat. Stres de la 4, lucrez de 3 ore la server. Bine, am avut bătaie de cap faza cu astea. Știți foarte bine, la taxă dacă aveai 0 bănuți sau nu știu cât, te lăsa pe minus. Și de la minus nu puteai să mai continui. Și asta era destul de nasol, deoarece pur și simplu nu mai puteai să faci niciun ban. Și am schimbat chestiile astea. Taxa acum se ia, e cu alt plugin. Pluginul care e și pentru salarii. Acum, odată la 5 ore jucate, de exemplu, hai să zicem, eu mă joc acum 3 ore, da? Mă joc și data viitoare 2 ore, îmi ia banii. Deci, nu e gen pe sesiune să mă joc 5 ore, gen m-am jucat 4 ore, îmi dau disconnect, intru din nou, mă mai joc încă 5 ore. Bine, asta înseamnă să stai de dimineață până seara aproape. Deci, se ia în total, nu pe sesiune sau mai știu eu ce, vi se ia normal. Ai jucat acum 3 ore, mai jucați după mâine o oră, mai jucați încă o oră și ia-ți banii și vi-a luat. Nu e mult, în 5 ore poți să faci. Un tip era de vreo 20 de minute pe server și avea lopată de diamond și aia e 40. Am zis de 2 ore sau de 20 de minute? Nu știu. De 20 de minute, în fine, era. Era pe la 5 și mai era unul. Bă, dădeau de podzol acolo, domne. Bun, o să mă duc să-mi cumpăr și ceva mâncare. Acolo mi se pare că e... Da, e aia de dirt. Probabil a scris un chat să o vadă. O să angajăm, deci o să fie ok. Aici e radio, dacă vreți să dați anunț. Dar momentan nu prea aveți ce anunțuri să dați. Aici e ăla cu haine, nu? Mâncare! Aici e ăla cu mâncare. Good! Da, aici e și mâncare de asta la altă. Cât costă? 1. E ok. În altă parte e 3. Chiar cineva mi-a pus problema asta. Pentru el, bine, era o problemă. Pentru mine, nu. Și probabil și pentru voi că v-am explicat. Că și în realitate, unele magazine dau chestii mai scump, altele mai ieftin. Logic, nu? Da, logic. Bun. O să mergem acum. Să-mi iau eu ceva hăinuțe. Dar nu știu exact cum vine. Aha, uite-l aici. Nu știu cât știți de magazinul ăsta. Dar e făcut. Magazin de haine. Bine, nu poți cumpăra prea multe. Uite, o casă de marcat acolo. Loc. Net. Asta e o casă de marcat și astea sunt rafturi. Ideea mea. Bun, și aveți aici, puteți să cumpărați de-astea, de-astea. Bine, mai ieftine decât în partea cealaltă. Asta e faza, că sunt mai ieftine. La jumătate de preț în magazinul ăsta. Și colorant. Aici e absolut tot colorant în afară de albastru. Acolo e 10 colorant, aici e 2. Deci buleală, bă! Buleală. Nu, dacă nu știați, nasol. Vreau să-l fac... Cum? Îmi fac ciubotele. Vreau albe ciubotele. Asta e un fel de gri. Într-un fel sau altul. Light grey, da. Așa, și rest, îmi fac blue jeep. Tot, de fapt, bă, parcă acolo, nu, aici n-ai mov, aici n-ai mov. Ba da, ai, de acolo are mai multe nuanțe.
Îmi fac pantaloni așa. Opa. Mamă, ce țărănuși sunt. bluza o fac. Are albastru. N-are albastru. Nu, nu vreau niciuna dintre culorile astea. Am dus să văd ce e la celălalt magazin. Și așa e și cu mâncarea. Găsiți în oraș magazine mai scumpe, mai ieftine. Dacă căutați, v-am zis, ieșiți pe plus. La unele chestii puteți să câștigați chiar și ceva bănuți dacă căutați pe mapă. Sunt niște de-astea mini-jobuleze, să le zic. Și puteți să faceți ceva bănuți. Dar bine, acum depinde cât timp aveți și voi să căutați și chestii. Aici e magazinul mare, să zic așa, de haine. Trebuie să scot aia cu armura, e inutilă. De la textură nouă, uite o chestie. Deci acolo costau 15, aici 30. Acolo erau cizme de astea, aici 50, acolo erau 27. Și erau și ceva pantaloni de aur. Uite aici colorantul. Da, aici are mai multe nuanțe, se pare. Și maro chiar. Uite mai aici pe aici. Da, are mai multe nuanțe la movaiu, la roz, ce-o fi. Dar nu prea mă interesează pe mine astea. Aici e 10 bucata. Hai să-mi bag piciorul. No, bine mă, hai că tot trebuia de acolo să o iau, da. No, bea. Casca o fac... O fac galbenă. Așa, buleală. Zici că sunt miner! Bun! Sau pentru vară te îmbraci așa? Așa e giuciuc! Mem. Stai. Trec și filmez? Nu. Vreau să dau anunț, dar nu, că nu sunt la radio. Vând pantaloni și cască. Le dădeam cu 10 dolari. Ieftin! Câți bani mai am? Money. Ci, 6 dolari pe bune? A, încă am lopata asta. De fapt, bă, noi n-avem sau nu? Deci azi o să mă ocup de chestiile astea ce au mai rămas. O să mă duc acum. Magazin de mâncare. Să mai luăm ceva mâncărică de aici. Sunt și poțiuni chiar. Mi se pare că astea sunt de speed. Da, dar sunt 15 dolari. Da. Bine, acum dau că m-a întrebat. Nu, 4, mamă. Nu da le. Poțiune cu apă. A, asta e gen apă să bei. Poți da două pâini? Bă, nu-ți pot da două pâini. Mi-au dat toți banii, gata, nu mai am. Am o idee, am dat de o biserică, ce ai să faci cu cineva din echipa ta preot? De ce aș face un preot și ce te-ai duce acolo să se pună în capul tău sau chestii de genul? Nu știu. Deci oricum, acum nu o să mai aveți problema aia cu minus. Eu zic că odată la 5 ore jucate e bine. E bine setat așa. Zic eu. Acum, nu știu și de voi dacă vi se pare mult și așa eu. Vă rog, lăsați-vă de serverul ăsta dacă vi se pare mult la 5 ore jucate. Și o să pun probabil să primești pe oră 2 dolari, 3 dolari la 2 ore, 3 ore jucate. Poate n-ați trebuie să atunci a 2 dolari vine ăla și bam, ți-ai cumpărat ceva. Asta e opțională, nu știu sigur, asta e opțională. În fine, eu o să mă duc acolo. Red Bull. De fapt, ce se înțelege pe asta e ceva gen P A, D, B, L, ceva de genul. Nu știu, nu prea se înțelege. Red Bull sau Red Bull. Deci, ok. În fine, o să mai băgăm textură pe câteva chestiuțe. Mă gândeam, bă, ia fiți atenți acum, să vă dați și voi cu părerea. Un item din joc, să-l transformi în bani. De exemplu, în bani gen bancnote, să ai bancnote de tipul 10 euro, deoarece oricum asta, bine, balul e în dolari acolo, dar o să-l modificăm să pun euro. Să fie de genul, ok, bun, am 10 euro, vreau să iau un inventar, nu-i pierdeți dacă muriți, echip inventoriu. Să nu mai țin așa. De exemplu, eu vreau să plătesc cu banii ăia așa, bun, mă duc la bancă și schimb acolo, vor fi 10 dolari, 50 de dolari, 100 de dolari, 500 de dolari, euro, pardon, euro.
Și ai 500 de euro, bun, îi schimbi cu o bancnotă de 500 de euro și se stachează bancnotele alea ca un item normal, 64 de iteme, 64 de chestii la un stack, să zic așa, ca iteme ar fi puțin greșit. Să facem așa, adică mi s-ar părea destul de șmecher, umbli cu bancnota pe acolo, bam, bam, te duci, arunca bancnota aia, mă, nenefe, bam. La un magazin, de exemplu, sau mai știu eu ce plătești. Bine, asta să fie la preferință, dacă vrei să-i ții așa sau să-i ții așa. Na, asta depinde de tine. Oricum, taxa tot ce ia de, să zicem că ai pus totul. Salut! 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 Ciuciuc! A, da! 3 dolari costă? Da. Mai am un dolar. 0! 0,1! Poate dau de un pozul de la. Ce s-a întâmplat cu euro? Încă nu crezi. Am un pozul. Bun, atunci sap și așa. Sap random. Poate dau. Cine știe. Să mai fac. Trebuia să-mi păstrez niște bani. Nu, uite, mi-am dat toți banii pe haine. O să vă pun și un compas. O să vă pun și un compas la un magazin. O să facem probabil ori într-un magazin care e, ori într-un magazin nou. O să vă pun compas. De ce o să vă pun compas? Lol, thanks. Bă, dar... Dar tu nu ai. Mă, cum mă are? Omul a spart cu mâna ca să-mi dea mie. Nu, no, ok, take it. Take it. Lasă-o, nu... Băi, ce om, eu bag în inventar. Man. Ok, nu o să folosesc, le dau înapoi. Adică mi se pare puțin ciudat așa, știi, nu are bani, nu are nimic și omul mi-a dat mie. Mi se pare puțin nasol, nu vă cer iteme, nu-mi dați bani sau alte chestii, țineți-i pentru voi. Și aur, țineți-vă astea pentru voi, deoarece eu vreau să stăm la fel ca voi, nu să primesc. Că altfel mi le luam din creativ dacă nu vreau să mă mai chinui. Cred că s-au spart pozul ultimul. Gata. Pozul! Ăla-i toti! Ciuciuc! Câți bani am? Ha! Iată, un dolar mai întrebe, bă! Un dolar! Hai, mă, du-se un stat. Cred că-i spartă, nu? What? Stai. Al, știu! Tipul ăsta e de la 4 dimineața aici! Mai era cu încă cineva, mai e pe server. Nu, mai e. Ceva, Dani 4 sau ceva de genul. Thanks! Ăsta are bănuți, are 480. Cred că i-a făcut pe toți din... Bine, oricum, probabil iau înapoi. Da, să mai fac să-mi iau una de iron. Probabil... cum să... Ia bă! Hainuțe! Hai mă! Nu vreau. Cine vrea haine? Moca! O nu se prinde casca, o nu se prinde pantaloni. Cum arată? Good! Good job! Am doi pozo.
Deci chestia cu... What? Trei puzzle! God! Cred că faci bani aici, ca lume. What? 4 puzzle! 12 dolari! O bucată e 4. Deci... E mișto. Dacă dau like, îmi dai loop. Dacă dau share, îmi dai shout. Ok. 4 puzzle. Mai erau ăștia de minau, de săpau așa random, adică, pur și simplu, făceau așa, așa, și găseau puzzle în prostie. Acum probabil înțelegeți de ce e așa scump enchantul ăla, 70 cu 100, îți scoți banii lejer. Uite cât am spart eu pe asta, 20 de utilizări și mi-am scos peste 40. Că am spart doar puzzle-ul. Și o să mai folosesc, o să mai ajungă asta mult și bine. Mai aveau ăștia o problemă. Se termina toată mina asta și trebuia să aștept. În fine, eu odată la 5 minute, nu până mai rapid să nu genereze lag. Am scos plugin cu 3, dar apropo, nu mai pot să faci 3. Mă, de fac, 12 dolari. Ce zici, mă, Vali? Păi, m-am culcat atunci la 5, m-am trezit la 4. Da. Ce mai mirea cum am dormit atât? Nu. Okay. Nimic? Bun. Hai nu-ți mai dorești să fără. Buleală. Da, a fost mai bine. E dimineață. Da, cred că nu am dormit. Bun, acum. Cât am? 4. Cât aș face? De fapt, cât mai am? Am 6, mi se pare. 6, da, o să fac magazinul. După ce termin aici de filmat, o să le fac lor magazinul. Sunt aici de 10 minute și am făcut 30 de dolari. Bine, că mi-a dat el lopata. Oricum, e destul de șmecher. Și am văzut cineva are 2500. Ah, nu, 2100. Are 2100 de bani. What? Omul încă 2-3 zile și ia garsonieră. Sau strânge mai mult și ia un apartament. Sau o casă, de ce nu? Mamă, să ții o casă? Bine. Ia-o! Bă, buleală mică. A fost buleală aia. Ce cam? Buleală asta. Nu am de ce să-l ciordesc. Cum se duce underground. Apropo, nu vă luați damage, de exemplu, dacă sunteți prinși la reset și nu vă ridică, nu vă luați damage, nu vă puteți sufoca în cuburi, am spus chestia asta. M-am gândit că mai sunt buguri la faza asta, că știu de pe prison. Și... Ia-l pe nene, tu n-ai găsit. Bă, ăsta... Vinde-le, mă, tu ia, pe vă. Tamsks! Bravo. Bun, hai că v-am lăsat, ne vedem data viitoare. Dacă mai vreți un episod din roleplay, lăsați acolo un like să strângem cât mai multe. O să mai strâng bani și dau o dată măcar, probabil. Sau să-mi iau alte haine. Bun, deci ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!